Unde s-a dus și Da. cine era? Era Teo în baie sau Da. ce să zic? Că ia uite mă ce zic fetele astea că nu știu adresa, că poate voi ați greșit adresa, că nu știu ce de fete. Mi-a zis Lucian, dar nu mai știu să spun exact. A zis, nu vreau să iar fac o altă chestie. Ceva de Mi-a genul. Zis că te-ai făcut altar. I-am zis, dar nu mi-a zis nimic. I-am zis, îi transmit tău, că i-a făcut altar sub la capul ei Ionela. Și după am zis, și am făcut și noi, am făcut așa, așa, i-am explicat ce a făcut. După ce am terminat, vreau mă întreba altceva. Da, deci am vorbit degeaba, nu mi-a numit, dar n-am mai insistat. M-a lăsat, îmi place. Hai, nu-l mai am, că luară paharul de acolo, nu-mi rămas decât balonul și trandafirul ăla o să o suge. De ce nu o fi adunat paharul? Nu știu, m-am zis să-mi luat trandafirul acolo. Balonul ăla. Păi cum mă să-i strice ei altarul? Pune-l la presat. În ce să-l pun la presat, că n-am nici caiet? Eu îl țineam în șervețel, dacă nu-i dădeam. Dar eu nu l-am pus mai niciun presat, l-am mâncat în... Pe tu e. Bagă-l în cutia cu bani. Exact, bagă-l în cutia cu bani. Ce mâncare vreți să vă fac mâine? Vreți să vă fac o musaca? Sau o ciorbică de perișoare? Că avem carne tocată? Eu zic că ciorbă n-am mâncat de mult supă. Putem să facem o supă mâine. Eu nu știu să fac supă, eu am zis de ciorbă de perișoare, dacă vreți. De ciorbă. Mă fac o ciorbă de perișoare? Da. Și felul de chifteluc. Și așa avem da, carne tocată acolo. Da, mai faci chifteluc doi, ai nebunit? Da. Da, zice ai nebunit, da. Da. La pastile. La pastile am să scoate ceva. Pe doi facem mai târziu. Hm? Păi mai pe seară. Da. Pe carne înghețată. Nu, mâine e mai pe seară. Mamă, ce păr are asta pe picioare. Până și aici e păr. Și eu am. Da, și eu am acolo păr. Doamne, eu n-am frate și ceva. Păi eu și dau cu bigul și de aia. Și eu fac bigul acolo. Cu bigul acolo? Da, nu și eu. Asta când ne crește să-mi spune așa, și de spun și eu. Sunt doia. Nu am frate eu așa ceva, eu nu sunt păroasă. Dar mi-am dat. Ia uite ce mă controlează ea la fel de loc. Eu sunt păroasă. Da, și uite de câte zile m-am făcut de la mine, nici nu se vede rădăcina la picioare. Și nu sunt poroasă, nu treabă. Hai, discutăm. Vezi, fiecare e frumos în felul lui, voi sunteți frumoase șmilgher. Șmilgher, că e ce mai ești. Nu mai am șmilgher, gata. Nu mai ești șmilgher? Nu mai. Și eu sunt frumoasă că nu se vede păr. Corect. Da, dar Dumnezeu ne-a lăsat naturale. Să se arătăm că ne trage numai mult. Nu mai am dacă eram prea puros. Și cu ceară lasă că o să mă fac. Vezi că nu mai poți ține deștile așa. Le țineam așa în sus. Nu poți să pun acolo că ești de ulei. Da. Și a fost drăguț. Pe drum nu prea am vorbit, doar i-am mai dat un trandafir în cap că se uita numai în față, se uita la mine. E disperat după mașini. Dau așa un trandafir. Dar mă, uite și la mine, dacă n-aveți voie să vorbim astăzi, sunt gândesc să ne privim. Da. Să vedem, să vedem. Vezi că te-ai împins toată la urmă. Să iasă. Oricum trebuie să mă spăl, nu? Da. Iar de la 12 în emisiune, mi se face iar. Nu, îi bagă pe băietul. Bă, băieții bag bine. E de la două. Aaa, scutea Dumnezeu. Am dormit mai mult. Oricum mâine părul l-am îndreptat. Mâine mă mai ciufule și pe mine, dacă iar stă prostit. Cine? Cine e și-a vă mic? Cine-i băverița? Or fi bună lumea? Da, sunt foarte bune. Da? Da. Deci când m-au auzit, n-am auzit în revistă cu copăcii. Am vorbit toate. Mi se dă la copăcii direct. Bă, da, deci ce-ați făcut? Cu caietele azi, cu copăcii. Uite să ne prezentă doamna Mirela. Avem și copăcii. Avem și copăcii, mamă. Au ce să râdem toate. Tu nu erai pe fază? Tu deja intrase în... Hai, cu melancolie.